frunză verde, frunză galbenă, tu mă saltă, tu mă leagănă. Da, stimați telespectatori, a venit toamna. Dar nu și toate culorile. Toamna, cu toate culorile, vine un pic mai târziu, pe la mijloc de octombrie. De obicei, noi, cei de la Evantai Folcloric, ieșim în sânul naturii, împreună cu artiștii, la filmări, de 3 ori pe an. În luna mai, început de iunie, la iarbă verde, când vine, dă năvală peste noi verdele crud, verdele proaspăt și înverzește toți copacii și înverzește toată pajiștea și prinde viață întreaga natură. Apoi, în octombrie, început de noiembrie, atunci când vine toamna cu toate culorile ei și avem peisaje nemaipomenite, splendide peisaje, așa să le iei și să le aștergi pe pânză. Apoi iarna, atunci când ninge, dacă ninge. Dar în ultima vreme s-au cam lăsat așteptate aceste ninsori, nu mai ninge cum ningea odată, nu mai sunt ninsorile de altă dată, nu mai sunt ninsorile copilăriei noastre. Dar filmările iarna sunt foarte frumoase și sperăm că vom avea aceste ninsori în această iarnă. Ne întâlnim astăzi, stimați telespectatori, cu Lilia Focșa. Lilia Focșa, care face parte dintr-o frumoasă familie de muzicieni, de ceva vreme este în fruntea unui colectiv de copii Edera, de la Artico. Până mai ieri alaltă era acest colectiv diriguit de surorile Osoianu și mi-aș dori cât de curând să realizez o emisiune cu Lilia Focșa și cu acești copii, să vedem dacă ține ștacheta surorilor Osoianu. E o glumă. Ne mai întâlnim astăzi, stimați telespectatori, și cu Alina Gurari. Alina Gurari, care face parte dintr-un minunat colectiv de la Filarmonica Națională, Capela Corală Doina, legendara Capela Corală Doina, în fruntea căruia a fost cândva legendara Veronica Garștea. Astăzi, în fruntea acestui colectiv, Ilona Stepan, pentru care am tot respectul și toată admirația, pentru că este demnă de ceea ce realizase cândva Veronica Garștea. Alina Gurari vine azi la emisiunea noastră împreună cu Victor Gurari, solist instrumentist din orchestra Mugurel. Pentru prima oară la emisiunea noastră, Felicia Nevodaru, o tânără interpretă care și ea face parte dintr-o familie de muzicieni. Mama ei, Tamara Boboc Coșiuc. Cine n-a auzit de Tamara Boboc Coșiuc? Tamara Boboc, una din primele soliste ale Tălâncuței. Astăzi este în fruntea unui minunat colectiv folcloric, Colinda din Soroca. De mai multă vreme îmi doresc o deplasare la Soroca, să filmăm mai multe colinde splendide, colinde din câmpia Sorocii. Și ferește că o să o facem în această iarnă, în preajma sărbătorilor de iarnă, să ascultați și dumneavoastră, stimați telespectatori, aceste superbe colinde din câmpia Sorocii pe care le-am auzit cândva când eram copil la fereastra casei părintești. Asta pentru la iarnă. Astăzi însă, undă verde cântecului popular. Veți asculta mai multe cântece filmate în această vară aici la Parcul Dendrologic. Un program de cântece care va fi așa ca un balzam peste sufletele noastre. Și am spus-o de atâtea ori, nici o mângâiere nu este mai trainică și nici o mângâiere nu este mai dulce decât cântecul nostru popular. Am zis-o de mai multe ori și totdeauna am avut dreptate.
Și flăcăii vin din vale să-mi întindă cora mare. Și la stânga ușor el și-a apăsat, și la dreapta așa mama m-a învățat. Și la stânga ușor el și-a apăsat, și la dreapta așa mama m-a învățat. Și ușor el și tot din loc sus arăt din călcă-i foc, măi! Vă la mine, cu joc și eu coraghine. Împărneam prin floare albă lui bădița. Să și-o dragă, am camieșă cu alteță. Și dulceață, figurieță, am catrință.
ajunge și la cinci, doar plăcă ei de pe aici. Și la stânga, ușor el și-a apăsat, și la dreapta, așa mama m-a învățat. Și la stânga, ușor el și-a apăsat, și la dreapta, așa mama m-a învățat. Și joacă-mă, bă, de țighini, sună-mă, dai rușini. Să-i intri băbuțelii, da moșneji și tișor, joacă cora într-un chișor. Și sunt tine cora mare, că e zi de sărbătoare, joacă tineri și bătrâni, cora noastră din străbuni. Și la stânga, ușor el și-a apăsat, și la dreapta, așa mama m-a învățat. Și la stânga, ușor el și-a apăsat, și la dreapta, așa mama m-a învățat. Și foaie verde, foaie din nuc, da uite, cora s-a început. Și până când au în sara, noi în coră om juca, cu tot ne-am alăturea, copa și numai așa. Drag mi-i badea și-o banel, tararai, tairai, fluier și sumanel, tararai, tai, rai, rai, ra. Drag mi-i badea și-o banel, tararai, tai, rai, rai, ra. Cu fluier și sumanel, tararai, tai, rai, rai, ra. Cam așa-i cu florișele, tararai, tai, rai, rai, ra. Pe placul inimii mele, tararai, tai, rai, rai, ra. Cam așa-i cu florișele, tararai, tai, rai, rai, ra. Pe placul inimii mele, tararai. Jucăm horili, tărărăi, tai, rai, rai, ra. Lase badi oili, tărărăi, tai, rai, rai, ra. Hai să-i jucăm horili, tărărăi, tai, rai, rai, ra. Când ți-o-i da gurița mea, tărărăi, tai, rai, rai, ra. Ți-a treșit din stâna ta, tărărăi, tai, rai, rai, ra. Când ți-o-i da gurița mea, tărărăi, tai, rai, rai, ra. Ți-a treșit din stâna ta, tărărăi, tai, rai, rai, ra. Și când ți-o-i da
frați între surori, lumii, lumii, dragă lume, să petrecem până în zori, lumii, draga mea. Dar de busuioc, la mulți ani, să aveți noroc și mulți bani, să nu știți de rău, de dușmani, să trăiți cu toții la mulți ani. Familia mea a fost cea care mi-a dat această inspirație de a iubi cânticul folcloric, cânticul popular, pentru că atât mama cât și tata sunt muzicieni. Mama a adus în orașul Soroca o ramură a Tălâncuții, formând acolo un colectiv folcloric Colinda. Și iată, de acolo practic a fost vatra în care eu m-am dezvoltat ca și interpret. Acolo am învățat cântecul folcloric, acolo am învățat genurile cântecului popular.
Și de acolo, la rândul meu, am pornit și eu în lumea mare a cântecului. Astăzi sunt mândră că pot transmite și eu copiilor mei, dar și oamenilor care ne urmăresc cu drag atât în emisiuni cât și în spectacole, de care, de altfel, am dus lipsă o bună perioadă de timp, pentru că toate evenimentele din ultimii ani ne-au cam dat bătăi de cap nouă artiștilor. Dar în lipsa evenimentelor tet-a-tet, ne-am bucurat cel puțin de emisiunile televizate. Pe această cale mulțumim tuturor realizatorilor că se îngrijesc de noi artiștii și ne invită de fiecare dată. Eu zic că sunt o norocoasă că am preluat acest minunat ansamblu care, de fapt, nu știu, este o emblemă și o muncă colosală care au depus surorile Osoianu pentru a ajunge cu acest ansamblu la așa un nivel. În acești 3 ani, că na, mai dăm ochii cu surorile și au zis că, să știți că sunteți bravo și îi mențineți. Eu zic, trebuie cel puțin să menținem ceea ce s-a creat și s-a ajuns peste ani la așa un nivel, să nu o dezamăgim și să încercăm să fim la același nivel, oferind ce știm și noi la rândul nostru. Dragostea de cântec vine de la tata. Tăticul meu cânta vocal și avea un tembru vocal minunat. Era un mare îndrăgostit a cântecului Mariei Tănase, Ioanei Radu, Gică Petrescu, Maria Drăgan, Nicolae Sulac și toți cei pe care îi apreciem și îi iubim până în zilele noastre. Ascultând aceste melodii de micuță, sigur că n-am avut cum să nu îndrăgesc cântecul popular. Deci tata a fost cel care a răsădit acea semință a dragostei față de cântec în general. Și coaie sta și vi-l cânt, îl juca mama de mult și mamuca în trecut, tri-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 
de frumoși, tre-de-le-le-le-le-le-le. Așa-i jocul în boca, priviți tălpile cum bat, sare colbul norișor pe lângă Chișor. Așa-i jocul în boca, priviți tălpile cum bat, sare colbul norișor pe lângă Chișor. Și eu când scrii pe lângă mine, și jocul până mâni țâni. Eu joc
cânt din capii la Fălești, hop și așa mai. Și feciori fără moldovenilor mai. Și când muzica răsună, hai lumea la hor să adună, mă! Hai, hai, din răză și neamul meu, joc eu mai. La marginea satului, jos pe valea Nistrului, de la mic și până la mare, învârtesc ora sub soare. Cum curge apa la vale, hai lins învârte ora mare, mă! Șorga să parechi și să întreg la jucat cu flăcăi mândri din sat mai. Așa-i hora satului de pe valea Nistrului, cu flăcăi și fete multe și cu gospodari de frunte, mă! Tare, că s-ai mamia Alinare, că s-ai mamia Alinare. Și sunt fericită tare, că s-ai mamia Alinare, că s-ai mamia Alinare. Să-i privesc, măi, știu că pentru ei trăiesc, măi. Este-mi bucuria mea, ce mângâie inima și-mi este dragă viața, măi. Este-mi bucuria mea, ce mângâie inima și-mi este dragă viața, măi. Copii
copii ca ei nu-s mai. Mă uit la copii cum cresc, nu regret că-mi bătrânesc, nu regret că-mi bătrânesc mai. Puieșorii mei iubiți, vreau să fiți voi fericiți, de oameni să fiți iubiți mai. Jos pe valea câmpului e turma ciobanului. Jos pe valea câmpului e turma ciobanului. Mai mare de oi multe, toate galbe și cornute, ca și spuma laptelui, ca floarea salcâmului. Turma tinerele trei sute de bălăiele, turmai de oi tinerele trei sute de bălăiele. Și mai e și un cioban care cântă la cavan. Și mai e și un cioban care cântă la cavan. Dimineața pe răcoare paște turma de mioare. Dimineața pe răcoare paște turma de mioare. Pe gaici pe la izvoare, cine bea îndata doarme? Pe gaici pe la izvoare, cine bea îndata doarme? Oile bășteau la vale, la gapă răcoritoare. Oile bășteau la vale, la gapă răcoritoare. Iar ciobanul ciobănel stă cu puica lângă el. N-auzeau tălâncile cum duceau oițele. Ciobănașul suspina
lăcrima. Ciobănașul suspina, din ochii negri lăcrima. Și pe când tot alerga și la Domnul se ruga, vântul ca să-l potolească, oițele să-i pornească. S-audă mioarele, toate bălăioarele, s-audă mioarele, toate bălăioarele. Dar pe loc se liniștiră și nimic nu s-auziră, că s-au dus în ochiul mare oițele bălăioare. Pe această cale a muzicii am pornit de la o vârstă fragedă, fiind copil, cea mai bună școală pentru mine, cel puțin, au fost concursurile. Ori acolo am învățat foarte bine ce înseamnă un cântec folcloric, ce înseamnă o melodie de autor, care sunt diferențele și ce cale ar trebui să urmăm, chiar dacă fiecare de noi, inclusiv și eu, am mai avut unele abateri, dar mă strădui în ultimul timp să promovez cântecul folcloric, cântecul autentic. Și astăzi, în emisiunea dumneavoastră, am venit cu drag să cânt și să vă încânt. Azi cântăm și melodii mai vechi care sunt înregistrate cu Orchestra Mugurel și mai noi cu Orchestra Lăutarii. Le doresc telespectatorilor să fie sănătoși în primul rând, să fie cu ochii pe emisiunile frumoase, pe emisiunile unde sunt difuzate melodii folclorice, autentice, emisiuni interesante unde ne arată pe noi ca neam
și unde folclorul nostru este pus așa la un nivel înalt, pentru că din păcate pe alocuri se mai uită de unde ne-am pornit și care sunt rădăcinile noastre. Sănătate și la mai multe emisiuni frumoase, Evantai Folcloric. Telespectatorilor noștri, iubitorilor de folclor în special și în general iubitorilor de cântec și de frumos, întâi de toate, dragilor, vă doresc sănătate din plin, dumneavoastră și celor dragi, și bineînțeles pace în casele dumneavoastră, în țară și în lume, pentru că ultimul timp, cu siguranță ne-am învățat cu toții a prețui pacea și sănătatea. Să ne bucurăm de muzică și de tot ce e frumos. Să ne vedem copiii crescând aici acasă, într-o țară frumoasă, într-o țară înfloritoare. Eu personal văd cum moldoveara noastră înflorește și vreau să mă bucur în continuare și să-mi văd copiii realizați cu familiile lor, de ce nu? Asta vă doresc și dumneavoastră din plin.
și de-o îmbătrânit, nimănui n-o trebuit mai. Da și de-o îmbătrânit, nimănui n-o trebuit mai. Rabdă-i-rimă și taci-mă, ca pământul care-l calci-mă. Cam să te-ncui cu nouă chei, să nu mai faci tu și vrei mai. Cam să te-ncui cu nouă chei, să nu mai faci tu și vrei mai. Tu din străinata, să te vad o lume toată, cât ești tu din veninata. Venin negru și-nchegat mă, străinii căpătat mă. Radă inimă cum poți, mătijălui la toți măi. Radă inimă cum poți, mătijălui la toți măi. Cât-i omul tinerel, să ține dorul de el măi. Plâns, măi.
șanță zveri de mă tostat, măi, măi. Și mai ore mari sat, măi, măi. Gospodari și gospodini, măi, măi. Ca și babuțele bătrâni, măi, măi. Uite la lelea Catinca, măi, badiță, badișor. Vine și-o leagă tochinca, măi, badiță, măi. Moș Vasile mândru tari, măi badiță, badișor. Eu e din depărtare, măi badiță, măi. Când la noi de sărbători, măi, măi, te filiți ca niște flori, măi, măi. Badișor, rasune trompeta tari, măi badiță, măi. Da să rasunim dealul gării, măi badiță, badișor. Cânticul din nordul țării, măi badiță, măi. Și-o mândri smoldoverii mei, măi, măi. Toți mă prind în jac cu ei, măi. Cum badița eu de mână, măi, măi. Badișor, cu batița la un loc, măi badiță, măi. Dacă-i frumos și mândru tari, măi badiță, badișor. Și-n sat parechinari, măi badiță, măi. Nici o mângâiere nu este mai dulce, nici o mângâiere nu este mai trainică decât cântecul nostru popular. Nu-i așa că viața este mai frumoasă? Viața este un pic mai frumoasă după un program de muzică populară? După o emisiune Evantai folcloric? Ne mai întâlnim! La revedere, stimați telespectatori! Lord, tiri 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 ti
și eu. Și cu sufletul frumos, tiri-li-li-li-li-la, gardiari să parari, tiri-li-li-li-li-la, petreșe că-i sărbătare, tiri-li-li-li-li-la, la mutare să comini, tiri-li-li-li-li-la, să joace lumea ghini, tiri-li-li-li-li-la, strunile pivorilor, tiri-li-li-li-li-la, însă inima corilor, tiri-li-li-li-li-la. Am venit și eu cu drag, voi e bună să vă fac, și la cât